Între cele mai apreciate zone din Carpați, Valea Prahovei găzduiește nenumărate comori. Așezată în nordul Munteniei, este locul ideal de vacanță în orice anotimp. Regiunea impresionează prin unele dintre cele mai spectaculoase peisaje montane din țară, dar și prin diversitatea atracțiilor turistice. De la palate cu o istorie impresionantă, la biserici îmbrățișate de natură, domenii schiabile ca niște covoare de zăpadă și colecții muzeale unice. Sinaia și Bușteni sunt stațiunile cele mai cunoscute, însă oriunde ai merge în acest colțișor de țară, poți găsi un loc numai al tău. Un loc ce îți va bucura inima și te va face să vrei să revii negreșit. Asta încerc și eu în emisiunea de astăzi. Să vă dau motive să călătoriți și să cunoașteți sau să redescoperiți Valea Prahovei. Am început scurta noastră aventură de numai 2 zile în Sinaia. Odată cu statutul de reședință regală, stațiunea de la Poarele Bucegilor și-a câștigat un farmec aparte, fiind numită Perla Carpaților. Unul dintre cele mai vizitate orașe montane din România, Sinaia este locul unei vacanțe perfecte. Haideți să descoperim împreună una dintre destinațiile preferate ale românilor de pretutindeni. Indiferent că ajungi aici cu mașina pe aglomeratul Drum Național 1 sau cu trenul, tot merită să faci un prim popas, în gară. Nu vorbim de o stație oarecare, ci chiar de una dintre cele 2 gări regale care au existat la Sinaia. Gara regală, care funcționează și în zilele noastre, păstrează încă povești nebănuite. Prima gară regală a fost construită în anul 1886. Era o construcție monumentală, alcătuită dintr-un corp central cu etaj și 2 aripi laterale simetrice. Clădirea a funcționat până în anul 1940, când gara a fost transformată în punct de primire a răniților de pe front. A 2-a gară regală din Sinaia a fost dedicată între anii 37-38 de către CFR pentru a înlocui pe prima. Construcția, realizată din piatră de Sinaia la exterior și din cărămidă la interior, dăinuieată până în zilele noastre. Pe peronul gării regale din Sinaia au trecut de-a lungul vremurilor mai mulți regi sau președinți. Aceștia erau primiți aici pentru ca ulterior să poată merge la castelul Peleș. Bineînțeles că această gară încă păstrează atmosfera de odinioară, chiar dacă și-a pierdut strălucirea pe care noi imaginăm cu toții. Salvat de la distrugere de către un grup de iubitori a istoriei feroviare, fostul salon regal și-a recăpătat strălucirea de odinioară. Colecția unică de machete, amenajată în interiorul său, este animată zilnic de turiștii curioși. Chiar și călătorii aflați în așteptarea vreunui tren găsesc, în numai câteva minute petrecute aici, o lume fantastică. O lume a copilăriei, în care micuții sunt cei mai nerăbdători să exploreze și primii care se bucură de trenulețele în miniatură. Micile minuni au fost parcă din adins pregătite pentru a le dezvolta imaginația și creativitatea. Expoziția naște însă pasiunea aprigă și în sufletele celor mai mari.
vizibil îndrăgostită de această lume, este chiar gazda muzeului, Liliana. Dumnezeu ei știe povestea trenulețelor și ne poate explica cel mai bine ideea acestei expoziții nepereche. Expoziția de trenulețe din Gara Sinaia se datorează pasiunii lui Alberto Drera, un italian îndrăgostit de România, de Sinaia, unde de fapt a și murit în casa lui în 2007. În 2009, fata lui, Jane Drera, a deschis expoziția cu pasiunea tatălui său. A fost ajutată de 6 pasionați de la noi din România, care au îmbinat, au montat tot ce avea Alberto acasă. Din 2009, expoziția de trenulețe a rămas la fel de frumoasă și a crescut datorită vizitatorilor, care prin pozele pe care le fac și filmulețele pe care le fac și le arată celorlalți, ne fac promovarea gratuită, pentru care le mulțumim din suflet. De asemenea, prin faptul că au revenit și datorită locului de joacă și al cafenelei, care aduc foarte multă bucurie. Practic, ce se întâmplă pe lângă machete, pe lângă diorame, este ideea managerului de la vremea respectivă de a face să meargă treaba bine și de a face ca expoziția să dureze mulți, mulți, mulți ani. Cei mai fericiți presupun că sunt copii. Bineînțeles. Bineînțeles. Și noi, că ne bucurăm pentru câteva momente de copilărie. Aici nu intră oameni care să fie triști, sau chiar dacă intră, bucuria imediat le revine în ochi și strălucirea, nu știu, pofta de viață a copilăriei reapar. Eu aș vrea să vă dau un start mic în ceea ce privește expoziția de trenulețe, prin faptul că ea nu reprezintă numai două trenuri care merg și atât. Și eu nu vreau să plecați de aici cu amintirea aceasta. Sunt foarte multe detalii și în ele se regăsesc foarte multă muncă și pasiune. Așadar, vedeți aici scena în care o echipă demolează o casă, da? S-ar zice că este o chestie obișnuită, nimic ciudat. Dar, dacă privim mai atent, există o domnișoară pe peron care tocmai s-a plecat și care a perturbat toată activitatea celor care muncesc acolo. Camionul intră în gard, după cum vedeți. Ei au lăsat treaba, se uită spre ea. Unul chiar pleacă spre ea. Și așa mai departe. Foarte multe scene și amuzante și firești. Uitați-vă cu atenție peste tot și vă garantez că o să vă bucurați foarte tare. Ne despărțim cu greu de parfumul boem al gării regale și de atmosfera copilăriei regăsită în lumea trenulețelor miniaturale. Ne îndreptăm pașii către o altă lume pe care avem să o descoperim, mult mai reală, dar la fel de impresionantă. Protagonistul acesteia a fost unul dintre cei mai mari oameni de cultură din câți a avut țara noastră. George Enescu ne-a lăsat, pe lângă moștenirea artistică, un loc frumos în care a trăit și a creat. Un loc în care găsim dovada geniului său la tot pasul. Nu pot să nu remarci spiritul artistic al marelui George Enescu. Casa aceasta a fost croită întocmai după chipul și asemănarea marelui compozitor. Haideți să-i călcăm pragul împreună pentru a-i descoperi povestea.
Bucuroasă de oaspeți și dornică să ne povestească despre viața și opera mare lui Enescu, doamna Focșăneanu ne-a călăuzit pașii prin lumea artistului. Este un prilej de mare bucurie să vă avem astăzi aici. Casa poate fi numită o bijuterie arhitecturală. Este realizată în stil autentic românesc, după planurile unui mare arhitect, Radu Octavian Dudescu, care a fost și un foarte bun prieten maestrului Enescu. Casa păstrează multe obiecte originale, iar sufrageria și salonul de muzică, da, acum ne aflăm în acest spațiu, păstrează un mobilier de excepție, multe obiecte de artă decorativă, obiecte din aramă, alamă, cositor, icoane foarte vechi pictate pe lemn, realizate în unul sau mai multe registre cu tematici diferite. Pianul, care este o piesă deosebită, foarte, am putea spune, a casei și a susținut activitatea componistică și concertistică a maestrului Enescu aici la Vila Luminiș, cum era cunoscută în memoria contemporanilor această casă, da? Alături de mari personalități din lumea culturală și chiar alături de familia regală, putem spune că regina Maria, la vremea aceea, venea adeseori pentru a participa la seratele muzicale în această casă. Ca element arhitectural distinct, putem aminti această scară realizată în colimason, fără stâlpul de susținere, ea își păstrează foarte bine forma elicoidală, face legătura cu mansarda. La mansardă maestrul compunea, era spațiu pe care îl prefera pentru creație și bine ar fi să amintim faptul că Ehudi Menuhin, unul dintre cei mai dragi elevi ai lui George Enescu, venea să ia lecții de vioară de la maestru Enescu, chiar acolo, în cele două camere foarte modeste. Putem observa deasupra pianului partitura operei Oedip în facsimil, una din lucrările importante ale lui George Enescu și sigur că este emoționant când ne aflăm în acest spațiu. Noi spunem tuturor celor care pășesc pragul acestei case cât de mult înseamnă pentru cultura noastră, da, maestru Enescu, da, putem spune că George Enescu a fost, va rămâne o valoare culturală universală, pentru că ne-a lăsat un patrimoniu de o valoare excepțională. Mi-aș dori foarte mult să facem o incursiune prin această casă și să puteți observa tot ceea ce formează aranjamentul casei, să vedeți dormitoarele, să vedeți dormitorul soției, dormitorul lui George Enescu. Pot să vă spun că dormitorul soției este mare, spațios, acolo întâlnim o atmosferă eclectică. Deci se îmbină armonios mai multe stiluri, iar dormitorul lui George Enescu este de o modestie rară, aș putea să spun că îl reprezintă foarte bine. Se știe că maestru a fost pe cât de genial, pe atât de simplu și de modest. Așa spunea maestrul, simplitatea în viață este adevărata libertate. Ne aflăm în dormitorul soției, născută Maria Tescanu Rosetti, cunoscută apoi sub numele de Prințesa Cantacuzino pentru că a fost căsătorită cu Mihai Cantacuzino și după aceea recăsătorită cu George Enescu. Spuneam că aici întâlnim o atmosferă eclectică. Iată, se poate observa ușor îmbinarea mai multor stiluri, stilul oriental cu stilul românesc și stilul Biedermeier. Câteva piese deosebite putem aminti. Aceste piese lucrate în angobă cu motive vegetale și animale. Sunt piese orientale, vase frumos filigranate care provin din India, această minunată icoană, o icoană din zona Maramureș, pictată pe lemn,
Și cele două fotografii care ne amintesc atât de soția maestrului cât și de George Enescu, este o fotografie datată 1943, cu 3 ani înainte de plecarea sa în țară, o fotografie cu dedicație prințesei mele iubite de la Pings. Am adunat destulă bucurie pentru o singură zi. Mai avem atâtea locuri de văzut și mâine. Obosiți, dar cu sufletele pline, am ales să noptăm în inima naturii. Nu departe de oraș, însă destul de retras, hotelul de la Cota 1000 se înalță falnic între munți, acolo unde aerul e mai pur și natura parcă îți trezește la viață trupul ostenit. E un loc special, pe care am avut plăcerea să-l descoper alături de Roxana, gazda noastră. Am băut împreună un ceai fierbinte și am aflat povestea hotelului de la Hotar. Bună dimineața, Roxana! Bună dimineața, Andra! Această frumoasă dimineață de iarnă. Simt să spun că nu prea am prins ierni așa frumoase aici la Sinaia, cel puțin nu anul ăsta și nu la anul cu urși. Este un complex foarte frumos despre care vreau să ne povestești câte ceva, să ne spui, înțeles că face parte dintr-un complex mai mare. Spune-ne câteva cuvinte. Complexul hotelier Cota 1000 este alcătuit din Hotel Cota 1000 și Hanul cu urși. Hotelul are 24 de camere, iar Hanul 8. Presupun că există turiști care vin și vara și iarna, aveți și grupuri? Avem turiști pe tot parcursul anului, sunt foarte multe grupuri care vin și pentru cursuri, avem un hotel și o sală de conferințe. Ce facilități mai aveți în afară? Am văzut că în cealaltă parte aveți biliard, aveți o zonă de relaxare. Venitul la munte nu este doar pentru relaxare, este și pentru distracție și tocmai de aceea în barul hotelului avem o masă de biliard, o masă de tenis și spații de socializare. Turist care vine în zonă, ce poate să mai vadă? Noi suntem principalul punct de plecare pentru Transbuceci și alte obiective turistice din împrejurim sunt Sfinxul, Babele, Lacul Bolboci, Castelul Peleș și Castelul Pelișor, cum spuneam mai devreme, suntem foarte aproape de Sinaia, Stâna Regală, Peștera Ialomicioare este foarte aproape de noi. Foarte frumos. Deci cine vine aici nu se plictisește. Categoric nu. Chit iarna care sunt, îmi presupun că sunt și părtii de schi pentru cei care vor să rămână pentru schi o săptămână sau mai puțin. Și vara drumeții. Drumeții. Am înțeles. Păi ce să zic, eu zic să invităm turiștii să vină și să se bucure de Han, atât de Han cât și de hotel și de peisajul frumos care dacă se grăbesc cred că încă mai prind. Încă mai prind. Măcar o săptămână. Da. Mulțumim, Roxana. Mulțumesc și eu. Ospătați, odihniți și cu bateriile încărcate, continuăm călătoria noastră către unul dintre cele mai frumoase castele de pe Valea Prahovei, bă poate chiar din întreaga țară. Chiar dacă nu se bucură de celebritatea castelului Peleș din Sinaia, castelul Cantacuzino din Bușteni ne trimite și el către o lume a basmului. Ședința de vară a nababului Grigore Cantacuzino poate fi vizitată chiar și într-o escapadă de o zi. Ridicat pe o colină parcă special pentru a-i se așterne bucegii la picioare, castelul Cantacuzino ne întâmpină și ne uimește cu arhitectura sa. Istoria castelului este de asemenea impresionantă și demnă de a fi spusă mai departe. Sunt convinsă că multe generații de oaspeți îi vor călca pragul în căutarea istoriei de mult apuse. Thank you.
Gazdele o știu cu ochii închiși și o spun pe îndelete tuturor celor veniți să o cunoască. Să vă spun câteva cuvinte despre familia Cantacuzino. Prima atestare documentară a numelui a fost în anul 1170. Era vorba de un general grec, Ioan Cantacuzino, din armata Imperiului Bizantin. Tot din familia aceasta au fost și doi împărați pe tronul Imperiului Bizantin, Ioan și Matei. Iar la căderea Imperiului, familia fuge spre Europa și dă naștere la alte trei ramuri familiale, una în Rusia, una în Moldova și una aici, în Țara Românească. Prințul Gheorghe Grigore Cantacuzino, cel din tabloul de deasupra șemineului, aparține ramurii muntene și s-a născut la 1832 la București. Studiază la Paris, fiind unul din puținii români cu doctoratul în drept luat pe vremea aceea. În timpul vieții a fost un mare om politic, a fost prim-ministru de două ori, ministru mai multe guverne, primarul capitalei, președintele Partidului Conservator, iar la moartea sa era președintele Senatului. A construit acest castel între 1901-1911 ca fiind reședința de vară. Și încă de la inaugurare, castelul a avut curent electric, o aducțiune de apă din muntele Zamora, care a asigurat 25 de metri cub de apă zilnic. În 1924 se montează o linie telefonică, iar în 30 o centrală termică pe lemne. Din păcate, el nu s-a bucurat prea mult de castel, a murit în 1913, la 2 ani după inaugurare. Tavanele sunt din lemn de stejar, casetat, și sunt decorate diferit în fiecare încăpere. Tot originale s-au păstrat ușile, tot din lemn de stejar, sculptate manual și decorate cu motive florale. Iar feroneria și cremoanele sunt lucrate în bronz la Paris, toate au pe ele monograma prințului și coroana imperială. O să puteți vedea inclusiv balamalele ușilor, adevărate bijuterii. Iar pardoseala din această sală este din ceramică glazurată. Făcută în Italia, e decorată cu motive florale și este asamblată în așa fel încât dă senzația unui covor. În jurul acestei săli, sala principală, erau și camerele de lucru ale prințului. Fiind un mare om politic, nu putea sta departe de colaboratori. În camera aceea era sala de audiențe. Tavanul sălii de audiențe este decorat cu nodul celtic, iar friza este pictată cu păuni, un simbol al măreției sau grandorii. În stânga ușii o puteți vedea pe Luxița Crețulescu, mama prințului, iar în dreapta ușii este Grigore Iordache Cantacuzino, tatăl acestuia. Iar pe peretele opus, în stânga ferestrei, sunt trei fotografii făcute în 1928 cu ocazia unei nunți care a avut loc aici în castel. În cea din dreapta o puteți vedea și pe Regina Maria, Principesa Ileana și primul patriarh al României, Miron Cristea. Cei doi miri, Gheorghe Cantacuzino, nepot al prințului, și Zoe Grecianu, au fost ultimii membri ai familiei care au locuit în acest castel. Iar aici, pe ușile interioare, puteți vedea mai bine cum arată feroneria acestora. Așa că, un mic fapt divers, aceste balamale, în ultimii 9 ani de când castelul aparține actualului proprietar, nu au fost niciodată unse. Și nu prea scârție, cele care fac mai mult zgomot în castel sunt cele înlocuite. Aici era sala de bal, sala de recepție a castelului. Pe acea micuță scenă de multe ori a concertat chiar George Enescu. El a fost înrudit prin alianță cu prințul Cantacuzino, a fost căsătorit cu Măruca, văduva unui băiat de-al acestuia. De altfel, actualul Muzeu George Enescu din București, Casa Culei de pe Calea Victoriei, a fost reședința de iarnă a prințului Cantacuzino, construită în același timp cu acest castel și cu Palatul Micul Trianon de la Floreș-Prahova. Pe acela, din păcate, n-a apucat să-l termine și acum este o ruină. Pe peretele estic al sălii de bal, cel de aici, puteți vedea o galerie cu 12 picturi în mărime naturală realizate pe piele de Cordoba. Sunt 12 dintre cei mai importanți înaintași ai prințului. Candelabrul din această sală este singurul original din castel. E lucrat în bronz la Paris, în stil neobizantin. Rândul de jos are forma crucii bizantine, o cruce cu patru laturi egale.
Șemineul din această sală, tot din calcar de albeș, la fel ca celelalte, este decorat cu acel mozaic poleit cu foiță de aur. În centrul mozaicului sunt doi păuni, dar dacă priviți cu atenție pe lungime, din motivele florare sunt stilizate două capete de buvniță. Să vă spun cum de-au scăpat picturile din sala aceasta. Atunci când a fost preluat castelul de către comuniști, ele trebuiau să fie date jos. Cei care au fost aduși să facă acest lucru au decis să le ascundă. Peste picturi s-a aplicat hârtie, pânză, după care s-a tencuit și s-a zugrăvit. Din câte știm, au rămas așa ascunse până la sfârșitul anilor 70, când au fost decopertate, dar și după aceea acoperite cu pânză până după Revoluție. Parchetul este original în tot castelul. Este din lemn de stejar, iar pe margini este decorat cu o mică marchetărie cu forma unei stele cu patru raze, numită punct de diamant. Aici era sufrageria castelului. Aici era servită masa când erau oaspeți. Și sala aceasta a fost frumos decorată, s-a păstrat tavanul decorat cu funia celtică, un simbol al infinității. Friza este pictată cu lei, simbolul puterii, căprioare, simbolul feminității, dar și struguri, simbolul bogăției. Șemineul din această sală, tot din calcar de albești, este decorat cu un mozaic în stil roman cu motive florare, iar în toate colțurile puteți vedea crucea bizantină cu patru laturi egale, acoperită cu foiță de aur. Iar pe vitraile acestei săli, în partea superioară a celor din spate, puteți vedea blazonul complet al familiei. Este compus dintr-o acvilă bicefală, care are pe piept scutul cu stema familiei, totul este învăluit într-o mantie de hermină și străjuit de o coroană imperială. Iar sub blazon este scrisă deviza familiei, Quae nocent docent, necazul te învață sau traducerea motamo din latină, ceea ce te lovește te învață. La etaj, unde acum este amenajat spațiul expozițional, erau dormitoarele, 5 dormitoare grupate în jurul unui salon, numit Salonul Ardelenesc. A fost numit așa pentru că prințul îl decorase foarte simplu, doar cu obiecte tradiționale din Ardeal. De altfel, întreg etajul a fost foarte puțin și foarte simplu decorat. Pe alocuri, povestea de viață a nababului Grigore Cantacuzino poate părea de necrezut. Lui se mai spunea și nababul și era numit așa pentru că era considerat cel mai bogat român al acelei perioade. Castelul acesta la inaugurare a fost evaluat la peste 1 milion de lei, iar averea prințului doar în cash la peste 3 milioane. Pe vremea aceea leul era la paritate 1-1 cu francul francez, era așa numitul leu greu sau leu aur. Iar Banca Națională a calculat echivalența unui leu aur de atunci la 46 de euro acum. Din domeniul castelului și implicit averea nababului, la inaugurare făceau parte și cei doi munți din spate, muntele Zamora și muntele Baiului, pe care prințul îi primise cadou de la tatăl său împreună cu alte proprietăți. Cred că așa se dădea atunci când luai bacul, când apăruse Audi, iPhone, mă rog, ce să mai dă astăzi. I-a dat 2 calo cu 10. Ne aflăm pe terasa castelului. Iar aici se pot remarca elementele caracteristice arhitecturii castelului, aceasta fiind stilul neoromânesc cu elementele brâncovenești. Elementele brâncovenești ale arhitecturii sunt exact aceste coloane caracteristice stilului brâncovenesc, ele fiind similare coloanelor Palatului Mogoșoaia. Tot pe terasă putem vedea și două pietre decorative în pereții laterali, ele datează din secolul XVI și au fost un cadou pentru prințul Cantacuzino în timpul unui peinaj la Muntele Athos. De pe terasa castelului se poate admira întreaga panorama orașului Bușten, dar și Muntele Caraiman. Nu puteam veni pe Valea Prahovei iarna fără să ne bucurăm și de una dintre renumitele pârtii de schi din stațiunile de aici. Lăsăm în urmă așadar istoria Cantacuzinilor și mergem să ne relaxăm într-un alt colțișor de rai.
pârtii amenajate și instalații pe cablu dintre cele mai noi. Cu asta se poate lăuda Valea Prahovei, unul dintre cele mai frumoase domenii schiabile din România. Vacanța de iarnă e în toi, așa că pârtia Calinderu din Bușteni e aproape plină și în cursul săptămânii. Oamenii se bucură din plin de natura uluitoare și de zăpada impecabilă de pe pârtiile amenajate. Facilitățile moderne garantează distracția celor care aleg să vină pe unul dintre domeniile schiabile prahovene și asta ne-o spune chiar Bogdan, administratorul pârtiei, care se mândrește cu una dintre cele mai noi instalații pe cablu din țară. Domeniul schiabil Calinderu beneficiază de două pârtii, Calinderu 1 și Calinderu 2, cu grad de dificultate mediu spre și avansat. Avem o instalație transport pe cablu modernă, pot spune, foarte bine întreținut este domeniul schiabil. Avem o zăpadă, acum după nisoarea de azi noapte, măsoară stratul de zăpadă peste 50 de centimetri. De asemenea, turiștii se pot bucura și de fan parcul, care se află la baza pârtiei Calinderu. Acolo turiștii pot găsi o pârtie de începători și acolo avem și o bandă pe care o pot folosi pentru a învăța să schieze. Iar de asemenea în Fun Park avem o săniuță pe șine, care este singura în țară, la care turiștii sunt foarte, foarte încântați, e ceva nou, unde își pot petrece timpul în cele mai frumoase și bune condiții. Avem școli de schi, avem monitori, pot începe în Fun Park, acolo unde se face schiul de inițiere, iar după câteva zile de schiat în Fun Park, la pârtia de începători, după care pot trece la pârtia de avansați. Avem toate condițiile și pentru schi alpin și pentru snowboard. Nu puteam să ne întoarcem acasă fără un ultim popas. Așa că în drum spre București am ales să ne oprim la Câmpina. Muzeul Hașdeu este un mausoleu al dragostei, un altar al iubirii dincolo de moarte, dar și al tristeții profunde provocate de pierderea cuiva drag. Povești precum cele de aici veți auzi rar, iar asta le face încă și mai valoroase. Morala este una simplă. Puterea iubirii poate dărâma orice barieră, chiar și pe cea a firii omenești. Iulia Hașdeu s-a născut pe 2 noiembrie 1869, stil vechi, 14 noiembrie, stil nou, la București. A fost unicul copil al savantului Bogdan Petricei cu Hașdeu. La 2-3 ani memora cu ușurință poezii foarte lungi, la 4 ani și jumătate a învățat singură să scrie și să citească, iar la 8 ani neîmpliniți a absolvit școala primară, la 11 ani gimnaziu și apoi, împreună cu mama, a plecat la Paris. Pentru un an și câteva luni, a fost eleva strălucită a Colegiului Sévigné din capitala Franței, prima într-o clasă plină de franțuzoaice. Mama a retras-o de la școală, a pregătit-o cu meditatori foarte buni, astfel încât la 15 ani și 16 ani, Iulia a trecut cele două etape ale bacalaureatului. S-a înscris apoi la Universitatea Sorbona, la Facultatea de Litere și Filozofie. A optat pentru filozofie, visul era acela de a-și da doctoratul la 20 de ani și, nu în ultimul rând, să devină un dramaturg faimos cu piese de teatru montate pe scenele pariziene. Din păcate, de câțiva ani Iulia sufera de o boală cumplită, tuberculoza pulmonară. Este maladia care a dus-o practic în mormânt. Pe 29 septembrie 1888, Iulia, întoarsă de câteva luni din țară împreună cu mama, Iulia s-a stins din viață în brațele celor doi părinți.
Îndurerat, copleșit de această durere extremă, HD-ul, cu mare greutate, cu puțin timp înainte de înmormântarea Iuliei, a concesionat un loc de veci în cimitirul Belu. Iulia a fost depusă într-un sarcofag care avea un geam de cristal prin care tatăl își vedea copila zilnic mergând acolo, la cimitir. La 5 ani de la moartea Iuliei, HD-ul și soția vin la Câmpina. Aici își avea bordeiul de vară, cum îi plăcea să spună doctorul chimist Constantin Istrati, Cei Istrati, care a reușit să o convingă pe soția lui HD-ul și aceasta pe HD-ul să părăsească București. De la moartea Iuliei, HD-ul nu mai făcuse. A fost încântat, a fost surprins plăcut de atmosfera pitorească a orășelului Câmpina și mai ales de acest parc imens. E adevărat că nu era atât de mare, HD-ul a mai achiziționat de la localnici suprafețe de teren, astfel încât s-a ajuns la această grădină superbă de 10.000 de metri pătrați, unde savantul a decis să construiască castelul Iulia HD-ul. Iată cum am ajuns noi câmpinenii să avem un castel atât de frumos, un loc minunat, un templu închinat de HD-ul, nu doar fiicei, ci celor două Iulii ale sale, soția și fica. Ambele purtau acest nume, Iulia, și ambele erau aniversate în mod simbolic pe 2 iulie. Odată pătruns în acest turn, în turnul cel mare, rotund, aceasta unde ne aflăm, traversând un culoar format din oglinzi paralele care te face să înțelegi că infinitul există, te privești în oglindă, îți vezi multiplicată de o infinitate de ori imaginea și atunci înțelegi ce înseamnă infinitul și infinit este Dumnezeu, odată intrat, spuneam, în această rotondă, întâlnești multe, multe simboluri. În primul rând, simbolul crucii, deasupra căreia se află statuia Domnului Iisus Hristos, statuia Mântuitorului, realizată la Paris de Rafael Casciani, după o comandă făcută de HD-ul. Mântuitorul era privit de HD-ul, scrie acest lucru HD-ul în cartea Sic Cogito, ca fiind supraomul, altruistul care s-a jertfit pentru a mântui umanitatea. Modelul este așezat acolo, deasupra crucii, în templul lui HD-ul. Această cupolă a donjonului, a turnului celui mare, era pictată în albastru și avea toate atributele vestmântului celest: stele, nori, îngeri. Sus acolo, în balconașul metalic, lui HD-ul îi plăcea să mediteze ore în șir. Cu gândul la Iulia, era de o manieră simbolică în lumea ei. Era în cer, alături de ea. Îndreptându-te spre cărțile așezate de o parte și de alta în fața privirii vizitatorului, capeți răspunsurile dorite. Cartea este simbolul cunoașterii. În Sic Cogito, HD-ul explică ce înseamnă pentru el această știință a sufletului. Explică și povestește despre alte experiențe și despre experiențele sale personale. Sic Cogito este o carte care l-a popularizat mult pe HD-ul, l-a făcut cunoscut în țară. Eu spun că e o carte infinită, pentru că ori de câte ori mă întorc la această carte, descoper altceva, ca și la castel. De fiecare dată sunt lucruri noi care ni se revelează. Sub anumite unghiuri, în anumite trăiri, descoperim alte și alte lucruri. Așadar, turistul care vine la castel cu gândul să cunoască, trebuie să vină și să revină. Ne aflăm în turnul dinspre Orient. De aceea aici avem ca motive pictate pe pereți florile. Este mult mai colorat, mult mai cald, nu mai este ambianța aceea grea, sobră, ca
care exista în primul turn în care intră vizitatorul, adică cel care flanchează de partea cealaltă turnul dinspre Occident, care împreună cu acesta flanchează turnul cel mare, donjonul castelului. Acolo aveam ca motive coloanele cu capitelii, între ele erau pictați membrii familiei HD în coroane de lauri. Aici sunt flori, crinii care simbolizează puritatea și calele care simbolizează moartea precoce. Este biroul de lucru al lui HD-ul, noi așa îl considerăm și astăzi, cu portretele de familie ale celor trei membri, cele două Iulii parcă într-un dialog, Iulia soția pictată de Diogen Maiar și Iulia fica pictată de Sava Hentzia după o fotografie, iar aici este un admirabil portret al lui HD-ul, pictat de George Demetrescu Mira. Sunt expuse în vitrină cărțile lui HD-ul, capodoperele sale, lucrările de referință, între care amintesc Cuvente de îmbătrâni, Istoria critică a românilor, Dicționarul etimologicum magnum romanie, dar și alte lucrări care arată variatele preocupări ale savantului considerat pentru noi, în cultura noastră, un enciclopedist. În această încăpere mică, supranumită camera de spiritism, camera obscură, camera cu animale, pentru că în vremea lui HD-ul erau multe animale și păsări și insecte pictate pe pereții, albastru închiși erau pereții. Aceste încăperi astăzi nu mai sunt acele simboluri. Sperăm să le descoperim sub ceea ce există, dacă s-au mai păstrat și dacă nu, cumva. Dintr-un elan prea mare, acele simboluri au fost înlăturate. Peste acest castel au trecut două restaurări. Prima restaurare între anii 62-64, când s-a refăcut pictura murală. S-au păstrat pe pereții acestei încăperi două fragmente de la prima restaurare, un cap de înger și un triunghi. Este camera în care aveau loc experimentele spiritiste. Este, dacă vreți, laboratorul lui HD-ul. Se vorbește despre acest lucru, despre acest laborator în Arhiva Spiritistă. Ce înseamnă Arhiva Spiritistă? Înseamnă mesaje scrise de mâna mediumilor, aproape ilizibil, transcrise de HD-ul. Această activitate o spune el însuși în prologul cărții Sic Cogito, când scrie că trecuseră 6 luni de la moartea Iuliei, stând în fața mesei de lucru, având hârtie și creioane în față, mâna s-a apucat un creion după ce a auzit lovituri, a simțit lovituri la tâmpla stângă, mâna sa a căzut într-un fel de transă și mâna s-a apucat un creion și a scris un mesaj în limba franceză, care suna în traducere astfel: sunt fericită, te iubesc, ne vom revedea curând, aceasta să-ți ajungă, Iulia HD-ul. Când a ieșit din starea aceea, a constatat că scrisese cu scrisul Iuliei, cu scritura ei și semnase chiar cu iscălitura fetei lui. Teoria conform căreia spiritul Iuliei l-ar fi inspirat pe HD-ul rămâne doar o ipoteză, greu de înțeles și mai dificil de crezut. Controversata poveste captivează însă pe oricine o aude. Chiar dacă e imposibil să-ți explici presupusa comuniune dintre cele două lumi, ceva e cât se poate de clar. Iubirea unui tată pentru fiica lui rămâne întotdeauna vie. Ai ocazia să descoperi asta în muzeul acesta, poate unic în lume. După experiența de la HD-ul, cu greu te mai poți gândi la altceva. Dar noi avem încă vreo câteva povești păstrate la fel de proaspăt în minte. Călătoria pe Valea Prahovei a însemnat 2 zile frumoase și pline. Am trăit intens în fiecare loc pe unde am poposit. Am aflat povești tragice și am aprofundat un crâmpei de istorie necunoscută până acum.
visat cu ochii deschiși, uluiți de peisaje de basm, care ne-au însoțit pas cu pas, peste tot. Aproape că am zburat deasupra munților Aievea. Ne-am plimbat cu ochii minții prin locuri greu de atins și ne-am simțit copii și regi deopotrivă. Am mers în călătoria noastră de astăzi pe urmele marelui geniu al muzicii românești, George Enescu. Ne-am îmbătat cu parfumul regal care se mai simte încă în gara de la Sinaia. Am vizitat două castele, unul mai frumos decât celălalt. Am aflat, iată, că binecunoscuta Valea Prahovei mai are încă pe atâtea locuri minunate. Toate abia așteaptă să fie descoperite de către voi. Așa că nu uitați, sunt Andra și vă îndemn să călătoriți. Puteți trăi și voi, la fel ca mine. Puteți experimenta, măcar pentru o scurtă vreme, tot ce v-am arătat noi în această emisiune. Când simțiți, nu ezitați. Puneți-vă la drum până aici. Nu veți regreta o clipă. Avem o țară de vis și trebuie descoperită. Pas cu pas, sau toată deodată. Odată cu statutul de stațiune regală, nu pot să zic stand-up ăsta, hai să mergem în altă parte, e greu. Am aflat că binecunoscuta Valea Prahovei mai are încă pe atâtea locuri minunate de văzut.